Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre vectori. În prima parte a clipului vom recapitula câteva noțiuni teoretice, iar mai apoi vom rezolva împreună câteva exerciții. Haideți să ne reamintim câteva reguli importante pentru adunarea vectorilor. Prima regulă pe care ați învățat-o este regula triunghiului. Haideți să vedem ce spune aceasta. Această regulă se aplică pentru vectori care nu au aceeași origine. Spre exemplu, dacă voi considera vectorul AB plus vectorul BC. Observăm că originea vectorului AB este punctul A, iar originea vectorului BC este punctul B. Asta înseamnă că acești vectori nu au aceeași origine. Ei vin cumva unul în continuarea celuilalt. Și atunci regula triunghiului spune că AB plus BC este egal cu, și acum putem să rezolvăm asta fără să ne uităm pe desen. O să vă învăț un truc prin care obțineți întotdeauna un răspuns corect. Vă imaginați că aceste două litere se lipesc și atunci, practic, noi rămânem cu vectorul AC. La fel de bine, dacă vreau să iau un sens invers, să scriu un vector ca o sumă de alți doi vectori, spre exemplu vectorul BC. Dacă vreau să-l scriu ca o sumă, întotdeauna vectorul cu care încep. Începe cu prima literă și voi termina cu ultima literă, practic. Și atunci eu trebuie să, comentez, să completez cu litera rămasă. Și atunci pot să spun că am BA plus AC. Și uitați, dacă facem proba, aceste două litere se lipesc și întotdeauna obținem vectorul BC. Dacă ne uităm și pe desen, BA plus AC este într-adevăr vectorul BC. Spre exemplu, dacă am vrea să-l scriem pe vectorul AB ca o sumă, putem să-l scriem ca AC plus CB. Întotdeauna la regula triunghiului rețineți acest lucru, literele acestea trebuie practic să se lipească. Mergem mai departe la regula paralelogramului. Regula paralelogramului se aplică pentru vectori care au aceeași origine. Spre exemplu, putem să calculăm suma dintre vectorul AB și vectorul AD. Și atunci putem să spunem faptul că AB plus AD este întotdeauna egal cu AC. Practic, regula paralelogramului ne spune că atunci când avem doi vectori cu aceeași origine, suma lor este egală cu vectorul de pe diagonala paralelogramului. Mergem mai departe să discutăm despre înmulțirea unui vector cu un scalar, adică cu o constantă. Dacă am alfa plus beta ori vectorul U, practic desfac paranteza și înmulțesc fiecare constantă cu vectorul U. Mai departe, dacă am alfa ori vectorii ori suma vectorilor U plus V, practic atunci când desfacem avem alfa ori U plus alfa ori V. Mai departe, două condiții foarte importante sunt condițiile de coliniaritate. Doi vectori nenuli, U și V, sunt colineari dacă și numai dacă există o constantă alfa astfel încât U egal cu alfa ori V. Sau mai pe înțelesul vostru, doi vectori sunt coliniari dacă putem să scriem 1 în funcție de celălalt. Spre exemplu, eu pot să am vectorul U egal cu dublul vectorului V. Dacă se întâmplă asta, dacă eu reușesc să scriu un vector în funcție de celălalt, atunci cei doi vectori sunt coliniali. De ce este importantă această condiție? Pentru că acolo când, într-un exercițiu, întâlniți o cerință de felul să se arate că trei puncte sunt coliniare, atunci această condiție o să o folosim. Spre exemplu, dacă noi trebuie să arătăm că punctele A, B, C sunt coliniare, atunci aceste puncte sunt coliniare dacă și numai dacă dacă și numai dacă există alfa din R, astfel încât putem să scriem unul dintre vectori, de exemplu AC, în funcție de vectorul AB. Nu e importantă alegerea. Practic, cu cele trei puncte trebuie să vă formați doi vectori și să, și să arătați că puteți să scrieți un vector în funcție de celălalt. Mergem mai departe la reperul cartezian în plan. Vă reamintesc faptul că dacă noi vom considera doi vectori necoliniari și un punct O, un punct în plan, atunci tripletul format din U, I și J se numește reper cartezian. Dacă acești vectori sunt și perpendiculari, atunci reperul se numește reper ortogonal, iar dacă vectorii au lungimea 1, atunci acest, vector se, atunci acest reper se numește reper ortonormat. Mergem mai departe. Atunci când avem două puncte, A de coordonate XA, YA și B de coordonate XB, YB, vectorul AB se obține prin diferența dintre XB și XA ori I plus YB minus YA ori J. Este foarte importantă ordinea atunci când vedem... Cine este un vector? Spre exemplu, dacă eu spuneam să aflăm vectorul BA, ar fi trebuit să luăm XA minus XB. Întotdeauna este ultimul minus primul. Dacă atunci când discutăm despre dreapta AB, dreapta AB este aceeași cu dreapta BA la vector, nu mai este în același sens. Pentru că vectorul AB... Este de fapt minus vectorul BA. Și rețineți atunci când aflați acest vector să respectați ordinea, practic, începem de la ultima literă xB minus XA YB minus YA. Mai departe, dacă vom considera doi vectori U și V, U de forma X1I plus Y1J și un vector V de forma X2I plus Y2J, atunci suma celor doi vectori se obține practic adunând numărul din fața lui I cu numărul din fața lui I, la fel numărul din fața lui J cu numărul din fața lui J. Bineînțeles că și la diferență lucrurile sunt asemănătoare. Dacă vrem să-l înmulțim pe vectorul U cu un scalar sau cu o constantă, practic trebuie să înmulțim atât pe X cât și pe Y. Deci era Y. Iar dacă vrem să facem produsul a doi vector, cel mai simplu este să rețineți că se înmulțesc x-urile între ele, y între ei. Practic înmulțesc numărul din fața lui i cu numărul din fața lui i, numărul din fața lui j cu numărul din fața lui j. Mergem mai departe să vedem care este condiția de coliniaritate sau de paralelism a doi vectori. Dacă noi avem un vector U de forma X1I plus Y1J și un vector V de forma X2I plus Y2J, atunci cei doi vectori sunt coliniari sau paraleli dacă putem să facem raportul dintre coeficienți, adică X1 pe X2 să fie egal cu Y1 pe Y2 iar doi vectori sunt perpendiculari dacă produsul dintre ei este 0. Adică x1 ori x2 plus y1 ori y2 să fie 0. Vă reamintesc de asemenea faptul că modulul unui vector este egal cu radical din suma pătratelor coeficienților, adică radical din x1 la pătrat plus y1 la pătrat, iar pentru a afla distanța dintre două puncte avem radical din xb minus xa la pătrat plus yb minus ya la pătrat. Și în final, vă reamintesc faptul că măsura unghiului dintre doi vectori se poate afla folosindu-ne de formula pentru cosinus unghiului dintre doi vectori, iar cosinus unghiului dintre doi vectori este egal cu produsul scalar supra produsul modulelor lor. Este foarte importantă această formulă pentru că ea stabilește cumva o legătură între produsul scalar, module și măsura unghiului și o folosim destul de des în exerciții. Haideți să rezolvăm acum câteva exerciții împreună. Aceste exerciții au fost extrase din variantele de bacalaureat propuse de minister de-a lungul anilor. Haideți să vedem primul exercițiu propus. În reperul cartezian x y se consideră punctele A de coordonate 6, 4, B de coordonate minus 2, 6. Știm că avem un punct C de coordonate AB, iar AC este egal cu CB și trebuie să aflăm cât este A și B. Sunt mai multe variante prin care am putea să rezolvăm acest exercițiu, însă aș vrea să merg pe ideea de rezolvare cu vectori, pentru că asta recapitulăm în acest clip. Și atunci haideți să vedem care este vectorul sau cine este vectorul AC, cine este vectorul CB și apoi vom egala cei doi vectori. Vectorul AC conform formulei va fi XC minus XAI plus yc minus ya j. Și atunci dacă înlocuim, x-ul lui c observăm că este a, minus x-ul lui a este 6, plus y-ul lui c observăm că este b, minus y-ul a, 4, j. Observăm că nu avem ce alte operații să facem. Mergem mai departe la vectorul cb. Și vom avea x-ul b minus x-ul lui c plus y lui b minus y lui c j. Și atunci, dacă înlocuim, vom avea x lui b, observăm că este minus 2, minus x c, care e a, plus y lui b este 6, minus y lui c, care e b. Și acum, dacă egalăm cei doi vectori, haideți să vedem ce vom obține. Trebuie, practic, să egalăm acești vectori. Nu o să fac direct, o să scriu de sub. Avem a minus 6i plus b minus 4j trebuie să fie egal cu minus 2 minus a i plus 6 minus b j. Egalitatea aceasta are loc dacă lucrurile se întâmplă cumva în oglindă. Asta ce înseamnă? coeficientul lui i din partea stângă trebuie să fie egal cu coeficientul lui i din partea dreaptă. La fel, coeficientul lui j din partea stângă trebuie să fie egal cu coeficientul lui j din partea dreaptă. Și atunci putem să spunem faptul că a minus 6 va fi egal cu minus 2 minus a, iar b 4 va fi egal cu 6 minus b. Din prima relație observăm că putem să-l mutăm pe a în partea stângă și vom obține a plus a care înseamnă 2a minus 6 egal cu minus 2. Îl mutăm pe minus 6 cu operația de adunare și atunci vom avea 2a egal cu minus 2 plus 6 înseamnă 4 și atunci ajungem la faptul că a este 2. Dacă luăm a doua relație și îl mutăm pe b, vom avea 2b minus 4 egal 6 Asta înseamnă că 2B va fi 10, de unde rezultă că, pentru că l-am mutat pe 4 cu operație de adunare, și atunci rezultă că B va fi egal cu 5. Asta înseamnă că ce are coordonatele 2, 5. Cum altfel am fi putut să rezolvăm acest exercițiu? Dacă vectorul AC este egal cu vectorul CB, înseamnă că punctul C este la mijloc și atunci am fi putut să facem cu coordonatele mijlocului segmentului AB. Însă, repet, am vrut să mergem pe calea vectorială pentru că asta repetăm în clipul de astăzi. Mergem mai departe la acest exercițiu. În reperul cartezian x y se consideră punctele A de coordonate 0,1, B de coordonate 2,5, C de coordonate 6,1. Aflați coordonatele punctului D știind că AB plus AC este egal cu AD și trebuie să aflăm coordonatele lui D. Să scriem D de coordonate X, de Y, D egal semnul întrebării. E super simplu, aflăm mai întâi cât este AB, aplicăm formula, mai întâi XB minus XA ori I plus YB minus YA J. Și atunci vom avea AB egal cu x lui B este 2 minus x lui A e 0 plus y b e 5, iar y lui a este 1. Și atunci vom obține că vectorul AB este 2i plus 4j. Mergem mai departe să aflăm acum vectorul AC. Acesta este x-ul C minus x A i plus y C minus y A J. Dacă înlocuim, vom avea că vectorul AC este x-ul lui C e 6 minus x-ul lui A e 0 plus y-ul lui C este 1 minus y-ul lui A tot 1 și atunci vom obține că vectorul AC este 6i plus 0j sau 6i simplu. Mai departe, haideți să aflăm vectorul AD. Va fi x-ului D minus x-ului A plus y-ului D minus y-ului A. Înlocuind, avem xD pe care nu-l știm, minus xA e 0 și atunci rămânem doar cu X -D i plus yD minus yA care e 1j. Și acum, practic, noi trebuie să înlocuim relația pe care o avem, să facem suma dintre AB și AC, sumă pe care o vom egala cu AD. Stați să inserez o pagină, să mai scriem încă o dată relația. Aveam că AB plus AC este egal cu AD. Înlocuind obținem 2i plus 4J. plus vectorul ac era 6i, trebuie să fie egal cu xd i plus yd minus 1j. Observăm că putem să efectuăm această operație și atunci vom avea 8i plus 4j egal cu xd i plus yd minus 1j. Privim lucrurile în oglindă. Coeficientul lui I trebuie să fie egal cu coeficientul lui I. Coeficientul lui J la fel trebuie să fie egal cu coeficientul lui J. Și atunci obținem că XD de fapt e 8. YD minus 1 e 4 și atunci rezultă că YD este 5. Din asta avem D-ul care are coordonatele 8 și 5. Mergem mai departe la acest exercițiu. Se consideră paralelogramul ABCD cu AD de 6, AB de 4, măsura unghiului ADC de 120 de grade, determinați modulul vectorului. Aici este o capcană, pentru că sunt convinsă că o parte dintre voi, când ați citit enunțul, v-ați gândit, bun, modulului modulul lui V nu înseamnă modul de, A plus, modul de AB plus modul de AD, adică 6 plus 4, adică 10. Ceea ce nu-i tocmai corect, pentru că atunci când am o sumă, eu nu pot să spun că e modul din fiecare. Acest lucru e complet greșit. De aceea, când trebuie să aflăm modulul unui vector sumă, noi trebuie să vedem mai întâi cine este vectorul respectiv, după care vom vedea cât este modulul lui. Și atunci, haideți să desenăm un paralelogram, să vedem exact care este suma dintre cei doi vectori, după care vom vedea exact care este modulul său. Haideți să vedem dacă îl notăm. Trebuie să ținem cont de faptul că unghiul D trebuie să fie un unghi de 120 de grade, adică un unghi obtus, și atunci D-ul ar putea să fie aici. Avem A, B și C. Bun, pe noi ne interesează suma dintre vectorii AB și AD. Observăm că avem doi vectori cu aceeași origine. De aceea, regula pe care o vom aplica pentru adunarea acestor vectori este regula paralelogramului, care ne spune că atunci când avem suma a doi vectori cu aceeași origine, rezultatul este vectorul de pe diagonală. Cred că asta ar fi cea mai bună explicație pe care aș putea o da. Și atunci putem să spunem că dacă ABCD este un paralelogram, Atunci rezultă că suma dintre AB și AD este egal cu AC. Asta înseamnă că modulul vectorului V, care înseamnă modul de AB plus AD, de fapt va fi egal cu modulul vectorului AC. Și acum noi asta trebuie să facem. Trebuie să ne gândim cum putem să aflăm cât este vectorul AC. E clar că trebuie să ne legăm de faptul că AB 4, AD e 6, implicit BC va fi tot 6, apoi, iar DC-ul va fi 4. Apoi mai știm că măsura acestui unghi este de 120 de grade. Practic, acum problema nici nu mai este atât de vectorială, dacă aș putea să folosesc aceste cuvinte, pentru că noi vorbim în momentul acesta despre aflarea lungimii lui AC. Asta înseamnă că ne putem limita la triunghiul ADC, spre exemplu, iar în acest triunghi să folosim o teoremă sau o formulă care să ne ajute să aflăm cât este AC. Dacă nu ați văzut încă clipul cu trigonometria, mergeți să-l vedeți, pentru că acolo am explicat destul de bine teorema cosinusului, teorema sinusurilor și așa mai departe. În cazul în care, într-un triunghi, noi cunoaștem două laturi și un unghi, cel mai ușor pentru a afla a treia latură este să aplicăm teorema cosinusului. În cazul nostru, pentru latura AC, Observăm că putem să o notăm cu D mic, pentru că este latura care se opune unghiului D latura AD o notăm cu C mic, iar latura DC o notăm cu A mic. Și atunci, pentru că noi știm unghiul D, putem să aplicăm teorema cosinusului pentru unghiul D. Și atunci vom avea că de la pătrat este egal cu C la pătrat plus A la pătrat minus 2AC ori cosinus de D. Și atunci, înlocuind, vom avea că D pătrat este 6 la pătrat înseamnă 36, a la pătrat înseamnă 4 la pătrat, adică 16, minus 2 ori 6 ori 4 ori cosinus de 120 de grade. Și haideți să vedem ce facem cu acest cosinus. Avem pe de-o parte această sumă și obținem 52, minus 12, 12 ori 4, 48 ori. Haideți să vedem ce facem cu cosinus de 120 de grade. 120 de grade este în al doilea cadran. În al doilea cadran, cosinusul este negativ, ceea ce înseamnă că atunci când vom face practic restrângerea lui la primul cadran, noi vom obține un cosinus negativ. Și vom avea perechea lui, și anume cosinus de 180 minus 120, care înseamnă cos de 60. Întotdeauna, la reducerea la primul cadran, aceste două cantități sunt suplementare, adică au suma 180 de grade. În felul ăsta vă dați seama dacă ați făcut corect. Spre exemplu, cosinus de 170 e minus cosinus de 10, pentru că suma întotdeauna trebuie să iasă 180. Și acum dacă noi avem minus cosinus de 60, asta înseamnă de fapt minus cos de 60, adică 1 pe 2. Partea bună este că se simplifică 48 cu 2 și atunci vom avea, stați să măresc pagina, pentru a avea un pic mai mult spațiu, 52 minus ori minus de fapt de plus, 48 împărțit la 2 este 24 și atunci obținem că de pătrat... Este 76, de unde rezultă că D e radical din 76 nu e necesar să scoatem cu plus minus pentru că vorbim de o aplicație geometrică și atunci e clar că nu avem cum să avem numere negative, iar radical din 76 cred că este 4 ori 19, adică 2 radical din 19. Și atunci de aici rezultă că AC este 2 radical din 19, ceea ce înseamnă că modulul vectorului V de fapt este 2 radical din 19. Mergem mai departe la următorul exercițiu. Se consideră paralelogramul ABCD și punctele MN, astfel încât AM este 1 pe 4 AC, AN este 1 pe 3 AB, să se demonstreze că punctele D, M și N sunt coliniare. Abia așteptam un astfel de exercițiu, pentru că voi aveți senzația că exercițiile acestea sunt destul de dificile. Însă dacă respectați câteva lucruri simple, ele sunt chiar drăguțe. Sper! Bun. haideți să-l notăm. A, B, C, D. Trebuie să considerăm un punct N, un punct M, astfel încât AM să fie un sfert din AC. Și atunci înseamnă că trebuie să trasăm diagonala AC și un punct M care e la un sfert. Și vectorul AM e 1 pe 4 din AC. Asta înseamnă că M este în acest loc pentru ca vectorul, haideți să-l desenez, AM, să fie 1 pe 4 din vectorul AC. Mai departe, vectorul AN este 1 pe 3 din vectorul AB. Însă, dacă noi trebuie să arătăm că punctele D, M și N sunt coliniare, haideți să ne folosim de asta, să mergem cumva la sigur. Acolo trebuie să fie punctul N. Și acum împărțim noi în 3 părți ca să avem 1 pe 3 din AB și povestea este gata. Desenul practic este gata. Și aici este vectorul AN. Exercițiul ne spune să arătăm că punctele D, M și N sunt coliniare. Așa cum am spus în prima parte a clipului, pentru a demonstra că trei puncte sunt coliniare, practic eu trebuie să aflu doi vectori cu ajutorul acestor puncte. Nu contează că e dm, mn sau d n. Doi vectori trebuie să afli și să arăți că poți să scrii unul în funcție de celălalt. Repet, nu are importanță vectorii pe care îi consideri atâta timp cât reușești să exprimi un vector în funcție de celălalt. De exemplu, dacă aș vrea să aflu vectorul Dn. Cel mai simplu este să ne jucăm cu regula triunghiului. Și cum ne jucăm cu regula triunghiului și de ce consider eu că este super simplă? Pentru că întotdeauna încep de la prima literă și am, de exemplu, vectorul de N, îl pot scrie ca DA și dacă eu mi l-am pus pe A aici, e clar că încep tot cu el, pentru că asta e frumusețea la, la regula triunghiului și termin cu ultima literă. Bun, mai departe, ce să mai fac? Păi nu știu eu oare ceva despre anul din enunț ca să-l înlocuiesc? Că știu foarte bine. Și atunci obțin că DN este DA plus 1 pe 3 AB. Bun, și o parte dintre voi veți spune, dar de unde știu eu că am ajuns într-un punct în care vectorul este corect exprimat și nu trebuie să mai fac nimic altceva? Toată șmecheria, dacă putem să spunem așa, la exercițiile acestea cu vectori unde vi se spune să arătați că aveți trei puncte coliniare, este să reușiți să arătați că puteți scrie un vector în funcție de celălalt, dar să fie scris și în aceeași bază. De exemplu, cel mai simplu ar fi, din punctul meu de vedere, să reușiți de la vectorii aceștia micuți să ajungeți la laturile mari ale figurii. În cazul nostru să ajungem, de exemplu, la AB, AD, BC sau CD. Observăm că noi am reușit să-l exprimăm pe vectorul dn în funcție de dA și ab. Asta e un lucru deja foarte bun, pentru că ambii vectori sunt laturi pentru paralelogramul acesta. Cumva ne-am extins în exterior, dacă sună bine asta. Acum, putem să-l lăsăm pe acesta așa și să aflăm un alt vector. Spre exemplu, putem să luăm vectorul cel mai micus de acolo, și anume vectorul mn. Și trebuie să îl prelucrăm, să-l scriem până ajungem în aceeași bază, adică până ajungem să-l scriem în funcție de DA și AB. După ce am reușit să-l scriem în aceeași bază, putem să ne oprim și să tragem câteva concluzii. Acum, e clar că aplicăm regula triunghiului și așa cum v-am explicat, începem de la prima literă, de la M, pune o literă de la mine, de exemplu MA, plus Nici nu m-am uitat pe desen. Eu doar îmi dau seama de ceea ce trebuie să fac folosindu-mă de prima literă și de ultima. La fel de bine în loc de A putem să pun B dacă vreau, puteam să pun D, puteam să pun C. Nu contează. Important este să exprim vectorul ca o sumă și apoi să reușești să te extinzi la laturile triunghiului. Acum, ce știm despre vectorul MA? Păi știu de fapt despre AM, că e 1 pe 4 AC. Dacă AM e 1 pe 4 AC, înseamnă că MA este minus 1 pe 4 AC plus despre an, ce știu? Că e 1 pe 3 AB. Și acum mă uit la acești doi vectori. Sunt acum unul exprimat în funcție de celălalt? Păi nu prea pentru că primul vector este exprimat în funcție de D, A și AB, iar al doilea vector pe care l-am scris este exprimat în funcție de AC și AB. Asta înseamnă că mai trebuie să mai prelucrez puțin vectorul mână. Și atunci, de care dintre vectori trebuie să scap de AC sau de AB? Răspunsul evident este de AC, pentru că la vectorul DN N îmi apare AB, asta înseamnă că eu vreau să mi-l păstrez pe AB. Vectorul de care eu trebuie să scap, să scap, este vectorul AC. Și atunci haideți să vedem ce putem să facem să scriem în locul lui AC altceva. Putem să profităm de faptul că AC este o diagonală în acest paralelogram și noi știm că la suma a doi vectori cu aceeași origine obținem diagonala dintr-un paralelogram. Asta înseamnă că vectorul AC este de fapt suma dintre AD și AB. Și o să vedeți că imediat vom termina. Practic, în locul lui AC scriu AD plus AB. Și bineînțeles, ultima parte, plus 1 pe 3 AB. Haideți să desfacem paranteza și vom avea minus 1 pe 4 AD, minus 1 pe 4 AB, plus 1 pe 3 AB. Aducem la același numitor pentru a putea efectua această operație și amplificăm cu 3 respectiv 4 și observăm că aici avem vectorul AD, însă mai sus avem vectorul DA și noi știm că de fapt AD e minus DA și cu minusul acesta din față obținem simplu 1 pe 4 DA mai departe vom avea minus 3 pe 12 AB plus 4 pe 12 AB și atunci obținem de fapt 1 pe 4 DA Minus 3 pe 12 plus 4 pe 12 este 1 pe 12 AB. Și haideți să vedem ce lucru frumos am obținut noi aici. Haideți să inserăm o pagină și să scriem ce am obținut. Vectorul DN era DA plus 1 pe 3 AB, cred. Da, mai departe vectorul MN, să-l scriu alături, este 1 pe... 4DA plus 1 pe 12 AB. Mai avem foarte puțin de lucru, cred și sper pentru că deja acești vectori sunt exprimați în aceeași bază. Ambii vectori conțin doar DA și AB. Totul este acum să mai lucrăm puțin la coeficienți. Și atunci, haideți să vedem. Practic aici DA nu are nimic în față. Ce aș putea să dau factor comun la mână ca să nu mai am nimic în fața lui DA? E clar coeficientul lui. Pe 1 pe 4 ar trebui să-l dăm în factor, astfel încât DA să ajungă simplu coeficientul 1. Mai departe, plus, trebuie să vedem cât este 1 pe 12 împărțit la 1 pe 4, pentru că factorul comun se scoate prin operația de împărțire. Și atunci avem 1 pe 12 ori 4 pe 1. Simplificăm și obținem 1 pe 3. AB. Și uitați o magie! Păi cine este oare DA plus 1 pe 3 AB? Nu este de fapt vectorul DN. Și atunci eu am ajuns la relația... MN egal cu 1 pe 4 DN. Bun, am reușit să-mi exprim doi vectori formați cu punctele M, D și N. Unul în funcție de celălalt, răspunsul este da, am arătat că MN e 1 pe 4 DN. Bun, și atunci îmi rezultă direct că punctele sunt coliniare. Rețineți acest lucru. Dacă într-un exercițiu vi se cere să arătați că aveți trei puncte coliniare, faceți un desen și apoi trebuie să vă formați doi vectori cu acele puncte și să arătați că pe unul dintre vectori putem să-l scriem o funcție de celălalt. Repet, nu are importanță ce vectori considerați. Fiecare ia ce vector vrea. Important este să fie vector pe care să-i formați cu acele puncte, după care vedeți dacă puteți să le exprimați pe unul în funcție de celălalt, atunci punctele sunt coliniare. Mergem mai departe la următorul exercițiu. Se consideră vectorii U egal cu AI plus 3J, iar V este 2I plus BJ. Știm că 2U plus 3V este 0, sau vectorul nul, să se afle a B. Un exercițiu destul de frumos. Haideți să luăm această relație să înlocuim. Și vom avea 2 pe lângă AI plus 3J plus 3 pe lângă 2I plus BJ egal cu 0. Desfacem paranteza și obținem 2AI plus 6J plus 6I plus 3BJ egal 0. Îi grupăm și atunci obținem 2A plus 6I plus 6 plus 3BJ egal 0. Bun, păi eu am o sumă în partea stângă și vreau ca rezultatul să fie 0. Care sunt condițiile ca fiecare coeficient să fie 0? Și atunci putem să spunem că 2A plus 6 e 0. Ceea ce înseamnă că 2A e minus 6, de unde rezultă că A e minus 3? Și 6 plus 3B e 0. De unde rezultă că 3B e minus 6? Și atunci B este minus 2. Mergem mai departe la următorul exercițiu. Se consideră U egal cu I plus J, iar V este egal cu AI minus 2J, unde A este un număr real. Determinați A pentru care modul de U plus V la pătrat este egal cu modul de U la pătrat plus modul de V la pătrat. Un exercițiu la fel super simplu, dacă știți să calculați modulul unui vector. Haideți să vedem cât este modulul lui U. Practic avem un I, un J și atunci o să avem radical din 1 la pătrat plus 1 la pătrat, care înseamnă radical din 2. Mai departe, modul din V înseamnă radical din A la pătrat plus minus 2 la pătrat, aveți mare grijă la semne. Atunci obținem radical din A pătrat plus 4. Trebuie să vedem cine este vectorul sumă, și apoi să calculăm modulul lui. U plus V înseamnă I plus J plus AI minus 2J. Asta înseamnă că avem A plus 1 I, iar plus J minus 2J este minus J. Și atunci înseamnă că modul din U plus V la pătrat, haideți să lăsăm modul din U plus V și apoi să vedem la pătrat, va fi radical din, a plus 1 la pătrat plus minus 1 la pătrat, care înseamnă radical din a pătrat plus 2a plus 1, aplicând o formulă de calcul, plus 1 și obținem radical din a pătrat plus 2a plus 2. Mergem să înlocuim în această relație, să vedem ce obținem și o să avem fiecare radical la pătrat în mod clar dispare și atunci o să rămânem simplu cu a pătrat plus 2a plus 2 egal cu 2 plus a pătrat Plus 4. A pătrat se reduce cu A pătrat, 2 se reduce cu 2 și atunci avem 2a egal cu 4, de unde rezultă că a este 2. Mergem mai departe la acest exercițiu. Avem triunghiul echilateral ABC cu latura de 2. Să se afle produsul dintre vectorii AB și BC. Am ales acest exercițiu pentru că avem situația în care trebuie să aflăm produsul scalar a doi vectori, dar noi nu știm cine sunt. Noi știm doar că suntem într-un triunghi echilateral cu latura de 2, dar alte informații noi nu avem. Și atunci singurul loc de unde putem să scoatem cât este produsul scalar este formula de la cosinus. Pentru că uitați că avem produsul scalar la numărător în partea dreaptă. Și atunci haideți să adaptăm formula pentru exercițiul nostru. Și vom avea Cosinus unghiului dintre cei doi vectori, dacă ar fi să ne desenăm triunghiul ABC, avem vectorii AB și BC, iar unghiul dintre AB și BC este unghiul B. Și atunci putem să scriem că cosinus unghiului B va fi egal cu produsul dintre AB și BC, ori modul de AB, ori modul de BC. Înlocuind, înlocuind vom avea... În, fiecare, în orice triunghi echilateral, de fapt, fiecare unghi are măsura de 60 de grade și atunci avem cos de 60 de grade egal cu AB ori BC ori modulul fiecărui vector este 2, pentru că vorbim de un triunghi echilateral care are laturile egale și noi știm că acestea sunt de 2. Mai departe, cosinus de 60, noi știm că este 1 pe 2, egal cu AB ori BC, ori 4, supra 4, înmulțind pe diagonal, obținem 2 ori produsul scalar, egal cu 4, asta înseamnă că AB ori BC este 4 împărțit la 2, adică 2. Rețineți acest lucru, dacă noi nu știm absolut nimic despre vectori, înseamnă că eu nu pot să fac produsul lor scalar. Și atunci pot să aflu produsul scalar din formula de la cosinus. Mergem mai departe, la ultimul exercițiu, se consideră punctele MNP să se determine valorile reale ale lui M pentru care are loc această egalitate. Observăm că diferența dintre acest exercițiu și cel anterior este faptul că aici noi putem să aflăm vectorii MN și MP, pe când mai devreme nu puteam să-i aflăm, nu știam cine sunt. Aici pentru că ni se dau coordonat. Putem să aflăm care sunt vectorii și să facem produsul lor scalar. Și atunci vom avea m n egal cu XN minus x, m, i plus Y N minus Y m, J. Asta înseamnă că obținem Xul x, -ul, x -ul lui n e 2, minus 1i, plus 5 minus 2 J. Și atunci obținem 1i, adică i, plus 3j. Mai departe, vectorul mp este x-lui p minus x-lui m, i, plus y-lui p minus y-lui m, j. Înlocuind, obținem x-lui p, observăm că e 3, minus x-lui m e 1, y-lui p e m, minus y-lui m e 2. Și atunci obținem 2i plus m minus 2j. Trebuie să facem acum produsul dintre acești vectori. Și vă reamintesc că trebuie să înmulțim i cu i, j cu j. Și atunci putem să spunem faptul că mn ori mp egal cu 1 ori 2 2 plus 3 ori m minus 2. Și noi știm că acest produs este de fapt 5. Asta înseamnă că vom avea 2 plus 3M minus 2 egal 5, desfacem paranteza și avem 2 plus 3M minus 6 egal 5, îl mutăm pe 6 cu operația de adunare și obținem 2 plus 3M egal 11, îl mutăm pe 2 cu operația de scădere și rezultă că 3M este 9, asta înseamnă că M va fi 3. Sper că v-a fost util acest clip și vă doresc mult spor la învățat în continuare.